Ce s-a întâmplat acolo? Au plecat părinții lui Răzvan, ați rămas voi în casă, însă în filmarea pe care noi am oferit-o, alte persoane ieșeau cu bunuri de acolo. Da. Într-un gest oribil, l-am spus. În casă au rămas mai multe persoane. Marius, încă un domn, o doamnă Alina Ionescu. Cu soțul ei. Cu soțul, da, păi acel băiat e. Da, da. În principiu știm persoanele. A, așa. Și la un moment dat se transformaseră din plânsetele și jalea care... Ce zicea Sorin? Așa, s-a transformat într-o caterincă acolo în casă și într-o... Cine, discuții amuzante. Da, cine ia televizorul, cine ia materialele, cine ia rochia... De ce trebuia să ia cineva lucrurile astea? Da, își făceau planuri gen... Că... A, nu că i-ar fi rugat părinții sau ceva? Nu. În niciun caz. Deci... Două lucruri astea, ca să le precizăm, Dane. Unu, părinții nu le-au spus, bă, luați nu, voi, nu, ca așa, nu, nici vorba. Religia ne permite, deci asta furau. Una. Așa, și doi, el locuia în casa, am înțeles, plătită de acest Marius. Nu cred că era plătită. Sau, mă rog. Chiria nu mai era plătită de mult. Bun, dar oricum nu el. Nu el o achita. Deci, lucrurile din casă aparțineau victimei, da? Da. Deci ca să fim limpezi, da, da. Era jefuit mortul. Deci nu, am avut dreptate când am spus. Nu că a venit Marius și a zis, bă, stai că televizorul e al meu, puteți să-l luați. Voi ați simțit la fel, că era o hoție, da, acolo. Exact de asta am și plecat. Plecat pentru că noi am venit acolo să ajutăm și să transformase într-o... Prostel. Exact. Și am plecat și... E, mai săriți-mi asta în cap când zic de lumea asta. Nu ți-am sărit în cap, nu, dar întotdeauna, după ce am spus noi că este o hoție de joasă speță, ca în Bubulina, ca în Giorba Grecu, când o jefuiau pe Bubulina înainte să moară, toți au zis, nu, domne, că aveau dreptul să-și ia, că lampa o scăpase aia pe jos și a luat-o să repare, da. Rochea a luat-o să-i pună fermoar. De ce căuta cu nu mai știu ce, adică... da. Toți și-au găsit niște alibiuri. De fapt, a fost o hoție oribilă, pe care domnul la căpătâiul mortului, chit că mortul era la 300 de km distanță. Deci oamenii își făceau planuri ce să ia din casă și ce să facă. Dar nu le-ai zis, bă, nu e ok. Ce pot să le zic eu, ce pot să zic eu lui iubitul lui Răzvan, sau fostul iubit al lui Răzvan, sau prietenul lui Răzvan, sau nu mai știu cine mai era în casă. Noi am vrut să ajutăm. De ce nu au luat toate lucrurile acelea? Cât au stat părinții? De ce nu le-au încărcat pe toate? S-a cărat cât s-a putut în duba părinților. Da. Și mai apoi mama lui Răzvan mi-a zis dacă am unde să depozitez chestii, tot ce mai era în casă, să ajut, să mai chem încă o mașină, pe asta să zic, cheme o mașină. Se putea goli și să mai vină odată. Așa, nu. Că ei urma să ducă să odihnească și apoi să plece la Constanța. Aha. Și au zis dacă pot să-i ajut. Eu m-am oferit să-i ajut, am zis că pot să duc la mine la fabrică, pot să închid într-o cameră tot ce iau, poate să scrie pe o hârtie tot ce. Așa, a doua zi, a treia zi după mormântare, poate să vină să-și le ia. Și nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta pentru că eu am chemat mașina, vă dați seama, a doua zi de Paște, cine-ți vine? Nu-ți vine nici naiba. Da, corect. Așa, am plătit mașina la un moment dat că veniseră degeaba. Eu i-am zis să mă ajute lui Marius și cine mai era în casă acolo și ei au zis că nu, că ei nu cară, că ei nu fac. Ei cumva voiau să ne gonească de acolo. Ca să-și tragă ei pe dreapta fiecare. Așa, când, da, așa simți toată voi? Lumea, da, așa ăla a fost vibe acolo. Și am plecat, am zis, na, să spele pe cap și am plecat. Ne-am dus, am plătit mașina. Voi n-ați luat nimic? N-am luat nimic, acum am venit așa, am plecat. Nu. Așa. Și mai apoi... Pisica o luaseră dimineața. Pisica o luaseră, da. Dimineața. Ce am zis de prima oară. S-a speculat mult. Adică dacă... Eu am pisica acasă. Da. Mie nu-mi trebuie pisică. Andra... Nu sunt imunizată la pisici și atunci... Pisici care mănâncă hrană animală. Și atunci pisica dacă intru în contact cu astfel de pisică, pot crea malformații... La copil. Da. Deci a fost un stres. Voi aveți o pisică, dar e mănâncă. Ok? Nu mănâncă. E vegetariană? Nu, sau nu, mănâncă bobițe de pisică. Doar boabe. Și al lui Răzvan ce mânca? Am mâncat, uite, îți dau un exemplu, că am mâncat un salam după masă, jumătate de salam. Deci, mânca și mâncare și carne. Avea și pisica. Era hămesită și pisica, săracă. Terminată de fapt.
Bine, sunt lacome ele, dar eu nu-mi explic, n-am auzit niciodată chestia asta, să fii imunizat la o pisică Sfințul vegetariană eu... și neimunizat la o pisică vegetariană. Da. Sfințul e special, așa. E altceva. Ia, mă rog, în perioada aceasta de sarcină, probabil că s-a interesat. Da, îți dai seama. Bineînțeles. Dar până și pisica era, în suma vicilor lui Răzvan, și pisica era viciată. În loc să mănânce bobițe, în loc să mănânce bobițe, să repete la salamul. Pisica, pisica. După aia toată lumea voia pisica. Pisica mânca salam. Da. Doamne, iartă-mă, da. Și voi ați luat-o... Că ați luat-o? Păi am luat-o pur și simplu să-i dăm să mănânce, da. Era o pisică bagabă. Marius, când a venit, mama lui Răzvan l-a întrebat dacă vrea pisica. Marius a zis că nu vrea. Apoi m-a sunat pe mine dacă vreau să-i dau pisica lui. Nu, dar stai, voi ați luat pisica până să vorbiți cu oricine. În prima vizită. Da, eu prima oară când eram acolo l-am sunat pe Marius. Aha. Și i-am zis, băi, uite, pisica la mine, când te întorci de la Timișoara, să-ți dau pisica. Da. Ăla nu vrea. Nu trebuie acum, că las că ne vedem. Când am salat. Da. Doamne ferește. Da, chiar că dă râsul, da. Plânsul. Ok, și ați plecat, nu ați luat nimic și ați lăsat pe ei. Și apoi au urmat imaginile pe care noi le-am difuzat, da. Cu ei ieșind cu plasele de lucruri care, cum... pe care le-au adus înapoi, nu de frică. Da, și le-au adus înapoi după ce a făcut noi tâmbălăm. Răzvan, că le-ar fi adus înapoi, ar fi apărut înapoi. Câte ori mai fi adus? Da, asta nu știu. Sau câte n-a intrări, făcut nimeni un sau câte intrări s-or fi cât făcut. Cât ai stat tu acolo seara cu ei? De fapt, seara, toată ziua până spre seară cu ei. S-a deschis vreodată în cercul ăsta de oameni prezenți în apartament discuția vis-a-vis de harduri? Cât am fost în apartament, nu. Dar eu când l-am sunat pe Marius, el mi-a zis, dacă ajungeți, noi ajungeam înaintea lui sigur. Clar. Așa. Și mi-a zis mie că dacă ajung înainte și găsesc niște harduri, să-i le dau mamei lui Răzvan. Asta ne-ai spus în prima clipă. Da. Ți-a spus ce ar fi putut fi pe harduri? Nu. Asta pentru că Laura spune că are hardurile și că nu sunt decât chestii de modă. Eu din ce știu la un prieten, exact ce s-a aflat după aia. Da. Dar eu n-am știut dinainte ce erau pe acele harduri. Dar știi că există astfel de firmă. Nu sunt pe harduri, sunt pun niște telefoane. Eu știam că Răzvan e stalker și ține tot felul de chestii. Da. Și, dar nu mă așteptam, adică în nebunia aia de atunci, să te duci să cauți harduri. Acum, în momentul în care vorbim, cineva are cel puțin un telefon în care sunt sute de filmulețe. 1705, dacă îmi permiți, că vreau să îți dau informațiile cu acuratețe. 1705 clipuri video, care în momentul ăsta sunt pe piață. E storage-ul de la iCloud-ul lui Răzvan. Nu știu cum au ajuns să fie pe piață. Sunt filme porno. Sunt majoritatea... Nu știu dacă e corect să spun că eu... Nu știu dacă e corect să spun... Că ce? Că le-ai văzut? Că ai văzut o parte? Da, cineva a venit la mine cu acest telefon, spun, cu conținutul telefonul. Acestui faptul telefon, vezi, cu intenția de a-l vinde pe piață. Sfatul meu a fost să meargă către familie și să duc acest telefon familiei, pentru că așa mi se pare s-a corect. S-a întâmplat ca în ce am pățit eu în 2011. Exact, același film. Sunt niște filmări, într-adevăr, pornografice, partide sexuale ale lui telefonul Răzvan? Era al lui Răzvan. Era al lui Răzvan. Un alt telefon. Faptul că l-are cineva. Sunt foarte multe. Mi-aduc aminte de cazul Cioacă. Exact. Deci mie mi se pare Cioacă super. Cioacă a fost condamnat. Cred că tu ai super mega ocupat, infracțiune. Eu nu m-am ocupat. Tu te-ai ocupat mai mult de treaba asta. Una dintre condamnări, dacă nu chiar condamnarea principală, a fost pentru faptul că i-a spart Facebook, mail-ul, nu? Faptul că acum în cofă și pe un coleg. Faptul că acum cineva în piață, în România, în București, are telefonul lui Răzvan și încearcă să și vândă informații din el, nu e penal? Ba, e foarte penal. În primul rând, ar trebui să aflăm... Gândește-te că sunt toate discuțiile, adică sunt mii și mii de discuții de pe WhatsApp-ul lui Răzvan. Tu l-ai văzut chiar din telefonul lui Răzvan? Eu am văzut tot. Telefonul fără carteră poate fi localizat? Nu, știi ce se întâmplă? La mine s-a venit cu un telefon, un telefon din ăsta cum ai și tu, nu. Așa, de pe care s-a accesat iCloud-ul. Am înțeles. Storage-ul, eu m-am uitat special să văd care este perioada. Sunt toate conversațiile de pe mesajele lui Răzvan, de pe WhatsApp-ul lui Răzvan, tot ce a primit și tot ce a trimis ca fotografie, tot ce a realizat cu telefonul ca fotografie. Deci, memoria lui de pe iCloud. S-a accesat iCloud-ul. Filmările alea sunt realizate de către Răzvan sau de către filmările, către după cum era cadru, filmările
îți dai seama că nu am derulat, că nici nu te poți uita, spun sincer. Și filmările sunt făcute de parteneri. Am văzut, dar, uite, de exemplu, este o filmare făcută de Răzvan, într-o cameră de hotel, Răzvan fiind băgat în dulap. Știți că, sigur că era el? Știu sigur că era el, pentru că el a arătat această filmare, i-a arătat-o și lui Sorin. I-a arătat-o din telefon. Ce făcea asta, Sorin? Era voior, ce era? Îl urmărea pe Marius. Îl urmărea pe Marius? Da, filmarea era Marius? Da, în filmare era Marius. Eu nu știu, am văzut un bărbat de culoare și un bărbat cu spatul. Marius cu negru. Și Răzvan pitit în dulap? În dulap, da. Eu nu l-am recunoscut pe Marius în filmarea asta, că era cu spatele. Adică nu pot să spun cu certitudine că era... Știu că... A, și încă o chestie. Eu nu știu că... Aici... S-ar putea să trebuiască să le dovediți afirmații grave. Din aproape în aproape stau să mă gândesc. Negru. Mă, erau buletine ale unor oameni. Uite, cetățeanul ăsta de culoare avea un buletin de România și era fotografia și m-am gândit eu așa, zic, mă, dar de unde? Că sunt foarte mulți parteneri diferiți. Acum, ca să o ducem spre zona noastră, pentru că chiar nu mă interesează dacă făcea de plăcere. Probabil că avea o deviație. Cred că era intimitatea omului. Eu, sincer, nu. Mie mi se pare o mare mizerie să vrei să pui asta pe piață. Era viața lui, treaba lui, cum trăia. Bine, mizeria o face altcineva, cel care are telefonul acum. Eu mă refer la, scuză-mă puțin, mă refer la Răzvan. Crezi că el făcea filmările astea și ca să șantajeze? Mai eu nu cred, pentru că... Bravo, asta e întrebarea. Eu n-am de unde să știu lucrul ăsta. Pentru că dacă făcea ca să și șantajeze și chiar făcea, poate fi un mobil de crimă. Mă, da, poate asta era, nu știu, poate îi făcea plăcere să se uită la ele. E intimitatea lui sexuală. Atunci nu e nicio problemă, e treaba lor. Exact. A venit vreun om să zică, mă, m-a șantajat? N-a venit. Mara, sunt două palire. Dacă le făcea, pentru plăcerea lui, pentru... Fiecare om e voaior. Pentru că n-a apărut nimeni care... Că nu urmărea pe Marius, că nu urmărea Habana, că îi făcea plăcere să uite la... Eu n-am văzut că în filmarea era Marius. Dar dacă le făcea ca să... vorbesc, că era un om căruia nu îi se vedea fața. Într-adevăr era un cetățean de culoare, da. Da, ok. Nu știu cine nu era trebuie celălalt. Eliminat